chiar dacă lumea modelingului nu este dezvoltată în țara noastră sau foarte dezvoltată în țara noastră, moldoveanul Dragoș Săpunăroaia nu a renunțat la pasiunea pentru podium și cameră. Prin multă muncă, la doar 21 de ani a ajuns să fie un model cotat pe podiumurile din România. Colega mea, Ionela Bivol, a aflat cum i-a reușit acest lucru și vă prezentăm și vouă un subiect interesant. La doar 21 de ani, Dragoș a devenit un cunoscut model în România. Își amintește de prima defilare, ce-i drept cu jenă, de când încă nu avea experiență. A fost înspăimântător pentru mine să am o sală de 500 de oameni în față, deși copii și persoane de vârsta a doua și absolut toate vârstele erau acolo. Am zis că, wow, trebuie să fie o adevărată performanță pentru a face lucrul acesta, dar am trecut cu brio peste asta. Aveam foarte, foarte mari emoții, dar până la urmă s-a dovedit a fi boom-ul și startul meu de început. A fost atras mereu de lux, iar ca să-și întrețină pasiunea, muncește mult. Și acum am de învățat. Poate unii ar spune că sunt mult prea fițos, dar nu e cazul. Sunt simple păreri. Da, ele se fac, cum spuneam mai devreme, nu le-am făcut, dar le-am prins din mers. Și să știi că este o învățătură mult mai bună asta, să le prinzi tu așa, azi puțin, mâine puțin, le prinzi din mers și te lovești de lucrurile acestea și le înveți mult mai bine. Face shooting, defilează, dar și învață oamenii să se îmbrace cu stil, activând și ca stilist la o rețea întreagă de magazine. Deși mulți m-ar invidia, eu totuși nu încep super de dimineață, dar termin super târziu și e mult mai neplăcut. Încep undeva la 8-9 dimineața, în fiecare zi, inclusiv weekendul, și termin seara târziu. Dragoș colaborează cu nume de prestigiu din domeniu, Coco Chanel, Cătălin Botezatu sau Florin Dobrea. Am avut și defilări internaționale pentru case mari de modă, dar pot să spun că nu a fost un vibe foarte, foarte plăcut. Mi-a plăcut mult mai mult prezentările pe care le-am avut în România. Dar viața de model nu e atât de simplă precum pare și cere uneori sacrificii, chiar dacă dor. Ultima prezentare, podiumul, a fost făcut din pământ, bulgări mari de pământ, iar în spate am avut un jug bătrân, se vedea că era de când lumea, și am defilat de sculți cu jugul în spate și vă dați seama cât de greu a fost, pentru că podiumul respectiv, fiind făcut din pământ, avea și bulgări și câteva pietricele și tare dureros era, dar totodată trebuia să nu cazi. Jugul avea vreo 10 kg în cârca mea, dacă nu mai e mult, și așa a trebuit să-mi țin și echilibru, să am și mimica feței perfectă și totodată să mă concentrez și acolo, trebuie să te concentrezi într-o mie de direcții. Și plus de asta, luminile care efectiv îți bat așa în față. De multe ori nu port lentile de contact la prezentări. Prefer să învăț să mă descurc fără ochelari. Nu văd nimic. Știi care e secretul meu? Înainte de a intra pe scenă, îmi fac o cruce și zic: Doamne, ajută-mă să nu se întâmplă nimic și reușesc să fie tot ok. Și mai îmi pun în minte faptul că, băi, pentru asta am fost lăsat, hai să încerc să o fac cât mai bine.